Bine v-am găsit la intrare liberă, doamnelor și domnilor. E o ediție în care punem degetul pe un punct dureros, cu consecințe în evoluția societății noastre. Știm de câțiva ani buni că suntem la coada clasamentului european în ceea ce privește cititul. Știm că analfabetismul funcțional e în floare și totuși, deși știm aceste date, până acum n-avem măsuri. Și când vorbesc despre măsuri, mă refer la politici publice, culturale, asumate de autorități, așa cum se întâmplă și în alte țări. Așadar, se pare că suntem pe fundul prăpastiei, că suntem în al 12-lea ceas și semnalul de alarmă vine acum de la Asociația Editorilor din România, care propune o petiție online și o serie de dezbateri sub acest titlu cuprinzător, Pactul pentru Lectură. Vă mulțumesc că suntem astăzi în studio, Lidia Bodea, directoarea generală a editurii Humanitas. Bun găsit. Profesorul universitar Dragoș Iliescu, fondatorul Brio, compania de testare a performanței elevilor, și scriitorii Ana Maria Sandu și Cosmin Perța. Să spunem că am lansat invitații și la Ministerul Culturii și la Ministerul Educației, că reprezentanții autorităților n-au putut veni astăzi la discuția noastră și aș propune pentru început, ca o prefață, să zicem, într-un ton mai optimist, câteva imagini pe care le-am surprins zilele trecute, când am avut ocazia să-l însoțim pe Mircea Cărtărescu la Stockholm, unde s-a întâlnit cu publicul de acolo. Au fost două întâlniri, autografe, discuții, ocazionate de publicarea Melancoliei. O carte de proză scurtă, la noi s-a publicat în 2019, iată că suedezii au tradus-o acum, în tandem cu Nostalgia, o idee foarte ingenioasă a suedezilor. La noi discuția asta a citirii în paralel a Melancoliei și a Nostalgiei nu s-a făcut, deși cărțile dialoghează la o distanță de 30 de ani. Și o să vedem imediat reportajul. Un singur lucru aș spune înainte e că toate ziarele scandinave, suedeze, au pagini de cultură. Pagini, adică nu jumătate, au o secțiune culturală și acolo sunt și cronici, recenzii scrise de critici literari. E o națiune foarte culturală. Și apoi o să vă mai spun și câteva idei pe care mi le-a dat editoarea de la Albert Bonnier, cea mai mare editură din Suedia, pe care am întrebat-o cum sprijină statul suedez lectura. Să vedem mai întâi reportajul. În țara premiului Nobel, să fii tradus în suedeză nu cântărește decisiv pentru alegerea laureatului, dar nu poate să strice, spun editorii și scriitorii de acolo, evitând să comenteze prea mult pe marginea procesului de selecție, care, se știe, e ultra-secret. Cert e că Mircea Cărtărescu e prezent în lumea literară suedeză din 2002. Prima carte apărută a fost Nostalgia, între timp s-a ajuns la 10. Cea mai recentă e Melancolia, în tandem cu reeditarea Nostalgiei. Receptarea în Suedia a Melancoliei a fost în valuri și entuziastă. Cartea e într-un top al publicațiilor, al secțiunilor culturale, da, din ziare. Sunt și puțin puzzled și speriat de asta, ca să zic așa, pentru că același lucru s-a întâmplat și în celelalte spații culturale în care există deja Melancolia, adică în Franța, în Italia, în Germania, unde peste tot a avut o reacție a criticii absolut superlativă, cum puține cărți ale mele au avut până acum. Poate fi și pentru că ea într-adevăr a impresionat critica, dar poate fi și pentru faptul că și imaginea mea a început să crească în ultima vreme și probabil și asta influențează receptarea cărților mele. Este un eveniment care s-a bucurat de o mare atenție în presa suedeză și la radio. Au fost numeroase recenzii foarte bune pe care noi le-am reflectat în comunicatele de presă ale institutului. He's a really important writer for us. We want to really hold on to this authorship, to lift it up. And I think, I mean, the latest book, Melancholia,
the reviews have been raving, like rave reviews. So he's still like he's really, really seen like one of the big contemporary, like European or like international writers. Suedia a avut norocul ca aproape fiecare carte nouă pe care Mircea o scria, după un an, doi, trei, să fie publicată în suedeză. Dacă acum 20 de ani, 21 de ani, când a apărut Nostalgia, era complet necunoscut. Astăzi, de exemplu, el se bucură de o apreciere unanimă din partea criticii literare suedeze. Când se fac pronosticurile în vederea premiului Nobel, nu există, de fiecare dată există 1, 2, 3, 4 critici care îl vor pe el ca laureat Nobel. I think that the members of the Academy are perfectly able and capable of reading him in other languages as well. So I don't think the translation as such is of such tremendous importance. It's more important that you have a body of work and an originality and also an ability to mess productively with expectations. And Mircea possesses all these abilities and a lot more. Nostalgia a devenit a Penguin Modern Classic anul trecut și republicarea acum în Suedia este foarte important. A fost o carte cult mult timp și au fost ani în care am fost întrebat de către tineri când vine noua carte. Și eu am vrut să se publice mai degrabă. Eu nu pot să mă imaginez viața fără traducerile astea. Nu, asta a fost, este o mare parte din destinul meu. Cele două întâlniri cu publicul suedez ale lui Mircea Cărtărescu au fost organizate de ICR Stockholm, una într-o librărie celebră din centrul capitalei scandinave, alta la sediul Institutului Cultural Român de acolo, însoțit de editoarea lui, de traducătoarea Inger Johansson, de jurnalista și scriitoarea Cecilia Hansson. Mircea Cărtărescu a împărtășit din experiența scrierii Melancoliei, o carte poetică în esență despre copilărie și maturizare, cu care publicul suedez, sensibil la mitologii și lumi imaginare, a rezonat imediat. Da, ce am aflat de la editoarea de la Bonnier, că statul suedez oferă subvenții pentru anumite titluri importante, dar necomerciale, în tiraje mai mici, o carte de-a lui Mircea Cărtărescu de primis o astfel de subvenție publică și am mai aflat despre relația cu bibliotecile. S-a uitat la mine ca la o ființă venită din spații extraterestre când i-am spus că bibliotecile din mediul rural sau din România profundă, cum se zice astăzi, au dispărut și, de fapt, în ultimii 30 și ceva de ani au dispărut jumătate din bibliotecile din România. Soluția era să meargă copiii cu autobuzul la cea mai apropiată bibliotecă, nu știu, județeană, comunală, o dată pe lună. Bun, nu par așa de absurde lucrurile astea, dacă cineva și le-ar asuma într-un program care să aibă o continuitate. Și probabil că un punct de început al discuției e accesul la carte. Pentru că avem mai multe straturi, copiii sau oamenii care nu au acces. Apoi avem pe cei care sunt ispitiți de alte atracții ale lumii moderne, de tehnologie, etc. Lidia Bode. Da, mă gândeam când vorbeați despre accesul la carte că lucrurile sunt chiar mai complicate decât ne-am imagina și că, de fapt, simpla existență a unei biblioteci tot nu rezolvă problema. Pentru că acest obiect pe care îl numim carte are această stranie proprietate de a fi doar un obiect până în clipa în care îl deschizi și începi lectura. O bibliotecă plină de cărți, dar fără un bibliotecar, o bibliotecară, fără cineva care să-i aducă pe copii în interiorul cărților, fără un
profesor, fără o învățătoare, care să-i învețe înainte de orice pe copii să transforme obiectul carte în lume. Despre asta e vorba. Altfel, pot să povestesc aici că, într-adevăr, am pus pe picioare și o librărie pe roți, care acum 3 ani a străbătut țara căutând cu precădere orașele mai mici, orașele unde librăria e canibalizată de papetărie, așa cum bine știm, asta în situația fericită în care există librărie, pentru că România are orașe fără librării, de fapt, cu totul. Știu prea bine școli unde biblioteca e închisă cu lacătul pentru că nu există bibliotecar, pentru că n-a mai fost înnoit fondul de lectură. Și da, unul dintre punctele acestui pact pe care m-aș bucura să-l semneze cât mai multă lume privește exact acest lucru, nevoia de a actualiza fondul de carte din biblioteci, ceea ce e de fapt prevăzut într-o lege. Deci suntem atât de necăjiți, ca să spun așa, în țara asta, încât nici măcar legile pe care singuri le-am dat, nu le respectăm. 50 de titluri la 1000 de locuitori, minimum anual. Da. Da, bibliotecile ar trebui să fie niște instituții vii, adică nu pe hârtie, cu oameni care să miște niște lucruri. Și înțeleg că există și ideea modificării legii bibliotecilor, pentru că s-a văzut că bibliotecile pot să fie și niște centre digitale sau ale cunoașterii, cum se întâmplă și în alte țări, unde oamenii pot să primească ajutori, inclusiv pentru plata online sau diverse scrieri sau aplicații, exact. În fine, online. În această infrastructură, ca să vorbesc prețios, a lecturii, bibliotecile sunt un actor esențial. Și schițam în ziua când am lansat Pactul pentru Lectură, schițam un scenariu de vis, dar poate că nu și utopic cu totul. Și spuneam, iată, la nivel local, dacă o primărie acceptă să angajeze în structura ei, să aducă în schema de personal un șofer și să plătească șoferul, noi cei din asociație vom veni în localitatea respectivă cu o primă donație de cărți noi, selectate, pe grupele de vârstă ale școlii care intră în acest program pilot. Școala să instruiască să aibă un post de bibliotecar. Satele din jur, dacă nu au biblioteci, pot și ele fi conectate la acest centru și din nou putem găsi dinspre mediul privat o firmă care să pună la dispoziție un microbuz. Exact. Deci avem nevoie de un primar luminat, de un director de școală luminat, de un bibliotecar care să-și iubească meseria. De noi existăm, mai mult am plusat chiar și am zis că ne angajăm să venim și cu autori. Pe cheltuielile editurilor vom duce autori acolo. Dacă acest scenariu al meu se dovedește. Și atunci, de fapt, trebuie într-un fel centralizat tot mecanismul ăsta, nu? Nu cred că e foarte greu. Că nu știu cum se pot primi toate invitațiile din diverse sate la edituri. Există adresa pe care am lansat-o de asemenea. Și ei să știe directorii, să se apuce directorii de școală să lanseze. Da, de pildă... Să dea zeii lecturii, să nu mai prididim să răspundem la e-mail-uri și telefoane, pentru că primarii din România vor cu toții să pornim la drum. Dar cred că e bine să spună scriitorii dacă s-ar lăsa duși în excursie. Ca să se întâlnească. Cred că s-au și dus deja, Ana. Da. Eu aș începe discuția, de fapt aș continua ce spunea Lidia Bodea. Lucrurile se leagă foarte tare. Nu e doar o verigă într-un lanț, ele sunt conectate. Și atunci
vorbeați despre faptul că există pagini culturale în marile ziare din Suedia, că de acolo porniserăm, de la Mircea Cărtărescu, păi nu mai prea avem ziare. La școală, și spun asta după vreo 6 ani și ceva de lucrat concret cu copiii, exact pe proiecte legate de citit și de scris, e o ruptură foarte mare între ce învață și ce mai e în afara școlii. Ideea asta că există niște scriitori contemporani care scriu azi, exact azi, și văd pe fereastră ce văd și copiii la școală și trăiesc cam ce trăiesc ei, e o noțiune foarte îndepărtată. Iar când începi un pact de felul ăsta pentru lectură, trebuie să cam știi de unde începi, iar lucrurile astea concrete contează enorm, pentru că pare o floricică la butonieră și multă vreme să citești și să ai cărți în preajma ta, părea așa, una printre altele, una, o floricică printre altele, doar că suntem în situația în care vedem iarăși că se leagă și povestea asta de cum arată societatea românească, de cum arată clasa politică, de care e discursul public. E, ce să vezi, după ce am stat noi așa și am zis că cărțile nu sunt importante, începe să se simtă. Și se simte cumva dureros și atunci trebuie făcut ceva. Sigur că scriitorii, nu doar că fiecare a adus lingurița lui, apropo de motoul din Amos Oz, care spune că dacă ai un incendiu, vii cu lingurița, și multă lume a adus propria linguriță, deși uneori cu apă, deși uneori e foarte greu să faci pe cont propriu proiecte sau să aplici tot timpul la fonduri publice, pentru că eu cred că nu există scriitor sau editor contemporan care să nu se gândească că meseria lui e pusă cumva în suspensie de această situație că nu există cititori care vin după tine. Pentru cine mai scrii? Dacă lucrurile astea nu sunt importante, să crești un public nou. Așa încât cred că suntem într-un moment, de fapt suntem de mai multă vreme, dar acum e o discuție mult mai articulată despre ce facem mai departe. Pentru că noi ne putem face fiecare meseria acasă sau la editură sau la librărie, doar că s-ar putea să nu fie suficient. Nu, și nu e vorba că scriitorii au o problemă, în fine, metafizică sau mai fizică, că nu au public. E vorba de faptul că această lipsă a cititului are consecințe în viața noastră de zi cu zi, și în spațiu public, și apropo de competențele oamenilor care trebuie să-și facă meseria, care nu înțeleg ce fac până la capăt. E un principiu al vaselor comunicante, evident. Aș ține să subliniez cât de apăsat pot un lucru. Acest pact nu este despre edituri, nu este despre librării, nu este despre scriitori, este despre societate în întregul ei. Pentru că mă întorc puțin la reportajul pe care l-am văzut cu Mircea Cărtărescu și Suedia. Întâmplarea face ca azi dimineață să fi auzit la știri o altă cifră din categoria celor care fac un portret de țară României destul de întunecat. Suntem țara cu cel mai mare număr de accidente mortale la 100 de locuitori. Suedia este țara cea mai cuminte, să spun, din acest punct de vedere. Între noi și Suedia sunt câteva zeci de morți în plus. Ori Suedia e o țară cititoare și dacă ne vom uita nivelul de trai, câștigul pe
cap de locuitor, toate acestea. Viața au un bună corespondent, are legătură cu sigur educația. Că da, sigur e că destul da. De clar. Cosmin, imediat o să povestim. Știu că tu ai și scris pe Facebook, ai avut o experiență extraordinară în ultima vreme. Dragoș Iliescu. De care întrebare? Că sunt și implicite câteva întrebări. Ai să mă agăț de ultimul enunț că viața bună are, nu, are treabă cu lectura, dar și viceversa. Cu educația, da. Și cu, educația general, se face cu lectura. Cu lectura și da, fiindcă sigur că da, asta constatăm. Suntem imersați într-o supă așa în România și supa aia se numește sărăcie. Și vedem efectele endemice ale sărăciei, pervazive, da? Deci în toate arile vieții. De aia nu avem autostrăzi, de aia nu avem, printre altele, educație, de aia nu avem bani pentru librării, etc. etc. Fără doar și poate. Lucrurile stau însă și pe dos. Adică lipsa de lectură și lipsa de educație te duce tot acolo. Noi avem niște studii foarte interesante care se întâmplă acum cu două pălării, vorbesc și la Universitatea din București și în Brio, care se uită și la antecedente ale lipsei de literație, da, de alfabetizare, dar se uită și la consecințe ale lipsei de alfabetizare. Și printre consecințe vedem, evident, consecințe societale, deci consecințe la nivelul întregii societăți, unde vorbești de principiul de calificarea forței tale de muncă, competențe pe care le vei avea, de fapt, în forța de muncă și care îți permit să dezvolți anumite industrii sau să duci un discurs în această economie complicată, digitalizată, la un anumit nivel de complexitate sau nu. Bun, dar le lăsăm pe alea deoparte. La nivel individual, ai consecințe teribile și economice, evident. Adică e o condamnare. Lipsa obiceiului de a citi și lipsa de educație care decurge de acolo până la urmă sunt practic o condamnare la sărăcie. Deci din punct de vedere economic aici, despre asta vorbim, o condamnare la sărăcie. În același timp, o condamnare la sărăcie interioară. Adică vorbim de oameni care au mult mai mici șanse sau imposibilitatea de a-și atinge potențialul, de a fi creativi. Deci o condamnare din mai multe puncte de vedere. Lipsa de lectură și lipsa de educație, dar vorbim de lipsa de lectură în mod special acum, e asociată cu mortalitate, cu speranța de negativă asociată cu speranța de viață, da. Cu sănătatea mentală. Un studiu foarte interesant, publicat acum vreo 3 ani, o meta-analiză mare de tot studiul, adică asociază lectura cu demențele degenerative, de exemplu. Da? Adică ce arată studiul este că este din toate obiceiurile pe care le poți adopta în viață. Sport, mâncat sănătos. Lectura este mai important pentru combaterea demențelor decât oricare altul. Da? Deci comparat cu orice alt obicei la care te-ai putea gândi și a zice că poate hrana sănătoasă sau un stil de viață sănătos sunt mai importante. Ei bine, nu. Lectura e și mai importantă. Da? Cum deci, ar suna un mesaj de ăsta publicitar? Deci are atât de multe implicații pozitive și sigur, când nu o ai, are atât de multe implicații negative. Da. Cred că studiile astea sunt importante și pentru că ne arată care ar fi calea, pe de o parte ne arată foarte lucid care e bau-bau, da? Care e consecința negativă, care sunt repercusiunile dacă nu rezolvăm problema pe care înțelegem că o avem. Da? Fiindcă, fac o paranteză aici, să înțelegi că e o problemă nu te duce direct la rezolvare. Dacă nu înțelegi cât de mare e gravitatea ei, pe cine atinge, cât de mult te atinge. Da? De fapt, le costă foarte mult această lipsă. Dar care sunt costurile? Da. Și studiile sunt importante, fiindcă ne arată care sunt costurile, da? Și asta e posibil să ne sperie și n-am nimic, sigur, n-aș dori să facem pași pozitivi către mai multă lectură în România și, în consecință, către o mai bună alfabetizare, pentru că ne e frică. Dar pe de altă parte, dacă de asta e nevoie ca să ajungem acolo, pot trăi cu această situație. Da? Okay. Pe de altă parte, ne arată care sunt antecedentele și poate o să avem timp să vorbim astăzi un pic despre antecedente. Cum am ajuns aici? Ce ne face să stăm aici? Da? Care sunt acele lucruri pe care ar trebui să le rezolvi, fiindcă tu nu ai cum să rezolvi lipsa de poftă de lectură sau faptul că acest obicei nu a fost adoptat de copii care sunt acum la 14 sau 15 ani. Nu ai cum să rezolvi problema asta. Nu poți să iei această generație și de mâine să înceapă să citească. Probabil că e mult mai rezonabil să te uiți la antecedente. Okay, cum au ajuns acolo? Hai să combatem acele antecedente pentru ca generațiile ulterioare, da, sau cohortele de vârstă ulterioare să nu mai ajungă acolo. Vorbim despre asta, poate, dacă e timp. Cosmin Perța. Comparațiile cred că ne ajută doar în măsura în care învățăm ceva din ele și reușim să facem lucrurile mai bine. Și dacă tot e să ne uităm la suedezi,
Probabil că ar trebui să, vorbim de exemplul tău cu bibliotecile, probabil că ar trebui să știm și faptul că tirajele de carte ale suedezilor sunt atât de mari, pentru că din start bibliotecile cumpăr 50% din fiecare tiraj apărut în Suedia. Și ele se distribuie automat. Prin urmare, cred că ONG-urile, asociațiile, oricât de binevoitoare ar fi și oricâte fonduri private ar atrage, nu pot rezolva o problemă sistemică care ține de stat. Vor rămâne întotdeauna goluri. Exact. Sunt lucruri făcute punctual. Influența statului, puterea statului în problema aceasta a culturii, a nivelului cultural, a importanței care se acordă culturii, a nivelului de lectură, până la urmă, este esențială. Revenind la discuția despre biblioteci, bibliotecile sunt esențiale și cred că sunt esențiale mai ales în mediul rural, tocmai în mediile din care au dispărut. O bibliotecă în mediul rural, până la urmă, este un spațiu care îi permite unui elev să evadeze din realitatea care îl înconjoară și care probabil că nu-i oferă foarte multe soluții. Nu are diversitatea pe care are un copil de la, nu știu, și un acces oraș. La cărți pe care nu și l-ar permite, nu altfel, apropo. Accesul de la cărți nivel este o altă de problemă. În ultimii 5 ani, doar să zic, cred că m-am întâlnit cu câteva mii de elevi. Nu vorbesc de studenți, vorbesc doar de elevi, din diferite medii sociale, economice și așa mai departe. Nu a fost niciun loc în care să nu găsesc receptivitate, în care să nu găsesc copii curioși măcar, dacă nu copii care aveau deja o cultură, care citiseră literatură contemporană. Și bineînțeles că am discutat cu toți aceștia. Problemele pe care le aveau țineau de accesul la cultura contemporană. Și aici avem iarăși un spațiu, un loc, un nivel în care statul ar trebui să intervină. Și aici vorbim de câteva lucruri foarte simple. Vorbim despre reforma sau actualizarea programei școlare, astfel încât aceasta să nu devină o corvoadă și să fie ceva care atrage un elev către lectură. Vorbim iarăși despre un minim ajutor dat elevilor și profesorilor. Da? Vorbesc despre niște subvenții de stat care există în foarte multe state civilizate, astfel încât profesorii, elevii și studenții să-și poată cumpăra carte cu reducere. Pentru că știm cu toții că indiferent din ce mediu social vii, nu poți să te bazezi că ai fondurile tale atâta vreme cât ești elev sau student și poți să-ți cumperi cărțile pe care ți le-ai dori. Mai ales că nu știi care este influența mediului familial și așa mai departe. Da? Până la urmă sunt niște lucruri de bun simț care ar putea fi făcute. Care pot fi făcute. Într-adevăr, ăsta e unul dintre... Sunt 4 puncte, Lidia Bodea, propuse de AIER, care pot fi cu ușurință puse în aplicare, de bun simț. Exact. De aici se mai pot lua și alte măsuri. Unul dintre ele, reluarea programului, voucherul acela de 100 de euro acordat profesorilor pentru cumpărarea de cărți. Îl avem acum în legătură video pe scriitorul Matei Vișniec. Bună ziua! Bună seara, mă mulțumesc! Mi s-a părut foarte importantă intervenția domnului Vișniec, pentru că Franța stă foarte bine la acest capitol, sunt foarte invidioasă. Ei au un program, Passe Culture, un fel de platformă cu tot felul de evenimente culturale și cu o librărie. Există un voucher, așa zis, voucher. Vorbesc aici de copii din liceu, de adolescenți. Un voucher de 20 de euro anual, nu e nici mult, nici puțin, care poate fi cheltuit pe această platformă, unde vezi cât de aproape evenimentul de casa ta, la ce oră este, dacă se plătește bilet, dacă e gratuit, că acolo se promovează și evenimentele, inclusiv evenimentele gratuite. Și poți să-ți cumperi și cărți, dar cu un mic truc simpatic care agață viitorii cititori. Cărțile se cumpără din librării independente, se rezervă și apoi copilul, adolescentul trebuie să se ducă fizic în librăria respectivă, să-și ridice cartea și astfel se creează o relație. Librăriile înțeleg că au alocat special librari care îi așteaptă pe acești tineri, le propun și alte lucruri. Domnule Vișniec, sună foarte... foarte, foarte bine. Față de România, parcă stă mai bine Franța la capitolul lecturii, dar dacă mergeți pe site-ul Ministerului Învățământului, veți descoperi acolo o statistică teribilă legată de carențele
în privința lecturii. Sunt 13 milioane de francezi care nu au loc, nu au acces la lectură sau la carte. Greu de spus din ce zonă vin ei, pentru că statisticile etnice sunt interzise în Franța. Sunt mari probleme în zona învățământului, pentru că mulți copii ies din școala generală fără să stăpânească perfect nici limba franceză, nici scrisul, nici cititul, și alte și alte probleme. Bineînțeles, Franța este și o țară de imigrație, unde sunt multe probleme în zonele speciale. Eu sunt, de pildă, am animat ateliere de lectură sau de teatru în licee și aveam în fața mea, să zicem, 20 de copii de liceu și erau de 18 naționalități diferite. Deci sunt mari probleme, dar în același timp sunt și mari inițiative. Președintele francez s-a implicat el însuși în 2021 pe un program eșalonat pe 2 ani, care se numește Lectura Cauză Națională, cu multe asociații, ca și în România. În Franța sunt peste 80 de asociații, organizații care s-au reunit. Bineînțeles, și aici lucrează împreună librare, actorii, teatrele, diverse alte instituții. Ceea ce mi se pare foarte interesant și voi semnala, poate că și în România există, trebuie să verific, nu știu precis, un mare festival național de lectură cu voce tare. Nu există. Este tot aceste inițiative la nivel local, tot felul de actori, de scritori, devin nașii, în sfârșit, patronează aceste festivaluri, pentru că ideea de bază este următoarea. Un copil poate citi la el acasă sau citește în singurătatea lui, dar nu se corectează sau nu se autocorectează dacă nu citește cu voce tare. Iar citind cu voce tare în public, în fața altor copii sau în fața unui public minim, în sfârșit, se produce un salt calitativ, în sensul că în timp ce citește, elevul se controlează, încearcă să-și corecteze dicția și așa mai departe. Aceste festivaluri de lecturi cu voce tare mi se par niște inițiative extraordinare. Am participat și eu, în ciuda accentului meu, că în continuare vorbesc franceza cu un accent românesc, dar nu asta contează. Important e că se întâmplă, cum să vă spun, ceva esențial în lupta împotriva principalului dușman al copiilor noștri, care sunt industria de divertisment, industria, bineînțeles, ludică, faptul că toate rețelele de socializare au un element ludic care îi atrage mai mult spre consumul de timp în această zonă decât spre lectură, și societatea de consum care le oferă niște modele care sunt, aș spune, anti-lectură. Aș mai încheia sau aș mai spune că există concursuri foarte importante de lectură cu voce tare și concursuri literare unde elevii fac parte din jurii importante. De pildă, există un premiu Goncourt al elevilor, acordat de elevi, care are o mare importanță națională, este foarte mediatizat, iar premiul Goncourt acordat de elevi are aproape aceeași importanță ca premiul Goncourt acordat de mari scriitori din jurul pe care îl cunoaștem. Și mai este o, ceea ce pe mine m-a impresionat, o conștientizare la nivel public, la nivelul și politic. Guvernul a decretat lectura cos național. Exact. Vreau să spun că atunci când președintele se implică el însuși, când există toate aceste intervenții publice, când mari scriitori intervin și ei. Cunosc foarte bine peisajul teatral din Franța. Ei bine, poate că doar 15% din actorii francezi trăiesc doar prin faptul că urcă pe o scenă și joacă. Tot ceilalți își iau veniturile și din acțiuni în școli, în grădinițe, în licee, în alte instituții unde animă ateliere de teatru. A anima un atelier de teatru înseamnă a anima în același timp, a crea și un fel de efuziune în zona literară, adică înainte de a fi teatru, înainte de a fi gest, o piesă este cuvânt. Deci există o mare masă de actori independenți care trăiesc din aceste intervenții. Mă gândesc că în România avem atâția actori care ies din școlile de teatru, foarte mulți, și care uneori nu au de lucru sau nu știu ce să facă. Școlile îi pregătesc și intră apoi într-un fel de junglă. Ei bine, avem nevoie în România de un statut pentru artistul independent, cum există, de pildă, în Franța, statutul de intermitent. Acești actori care sunt cu miile acum în România ar putea avea astfel de intervenții
în școli, în instituții să sprijine lectura prin arta lor, dar le trebuie un statut. Adică e pe cale să se facă unul, da, și la noi, domnule Bișniec. Da. Vă mulțumesc mult pentru intervenția asta. Vă mulțumesc. Da, se poate. Se poate și altfel. Ni s-a alăturat și doamna Silvia Colfescu, editoarea, directoarea editurii Vremea. Vă mulțumesc. Scuze de întârziere. Stați liniștită. Culmea e că de curând ați postat și dumneavoastră ceva care trimitea la acest program franțuzesc, da, de, da, lectură cu voce tare. Da. Între alte, da, foarte interesante moduri de a aborda lectura, există și nopțile lecturii. Este al șaptelea an când nopțile are un fel de ascuns, loc acest eveniment. Durează până pe la 22, ca să, da, nu-și imagineze lumea că... Da, dar aduceți-vă aminte ce cozi sunt la muzee, da, nopțile muzeelor. Este un mod de a face lectura mai fascinantă. Una este să te duci mai pe seară undeva. Și acest eveniment multiplu, pentru că sunt mii de asemenea evenimente în aceste nopți. Sunt de 7 ani, v-am spus că acest eveniment are loc. Sunt 4 nopți în toată Franța și în exteriorul Franței, evident de limbă franceză, și au loc lecturi. De exemplu, anul acesta a avut ca subiect această suită de evenimente, frica în lectură. Ca atare, este oare ceva mai interesant și mai atrăgător decât frica? Nu. Au avut inteligența să găsească acel cârlig care să aducă cititori sau viitori cititori la aceste evenimente. Ca atare, de exemplu, la Paris au debutat aceste nopți în catacombele Parisului. În alt oraș s-au dus la un monument de ev mediu, unde acum și noi avem acest tip de monumente. Toate bisericile din nordul Moldovei sunt benzi desenate. Benzi desenate de acum 500 de ani, 400 de ani. Ei bine, au făcut uz de aceste lucruri, s-au dus în muzee, s-a deschis muzeul Orsay și au dat acces la tablourile lui Munch cu istorie, cu muzică, cu luminație specială. Adică s-a făcut un lucru care a făcut lectura atrăgătoare. Un spectacol, da. Sigur, laureata premiului Goncourt al liceenilor, da, a fost prezentă peste tot, a ținut conferințe, s-au făcut ateliere de scris. Da, se pot adică face tot soiul de lucruri care atrag oamenii. Eu aș vrea acum să intrăm în legătură cu deja fondatoarele, ceea ce am putea numi o instituție culturală a Timișoarei, unul dintre stâlpii acestui oraș, fondatoarele librăriei independente la Două Bufnițe, Oana Doboș și Raluca Selejan, vă mulțumim. Sper că v-ați revenit după weekendul trepidant de deschidere a capitalei culturale europene. La un moment dat noi am mai vorbit la TVR, remarcându-vă munca extraordinară și cum ați reușit în timp cu vocația asta a dragostei pentru cărți, să construiți, cum ziceam, o instituție în Timișoara. Vorbeam despre ce v-ați dori, ce măsuri ar trebui luate pentru ca cititorii să fie mai mulți. Și vă las pe voi. Eu știu una dintre măsuri care ar putea fi pusă în aplicare, care există în Franța, nu și în Suedia. Editoarea de acolo era, da, și a visat și ea la măsura asta. Te rog, Oana. Îi predau să vorbească despre măsura asta și după aia revin eu. Așa. Da. Bună ziua, mulțumim pentru invitație, dar m-am bucurat că a fost domnul Matei Vișniec înaintea noastră, că mă gândeam că putem face legătura cu Franța. Așa cum am zis de foarte multe ori, cred că la noi în țară lipsește legea prețului unic al cărții, care ar fi o lege mai mult decât benefică pentru piața de carte, dar și pentru lectură, pentru că o lege ca acea a prețului unic al cărții
ar ajuta apariția și supraviețuirea, mai ales, a librărilor independente. Pentru că știm că asta, legea presupune faptul că editorul fixează prețul, ceea ce se întâmplă și la noi în țară acum, dar nu printr-un cadru legislativ fixat, ci prin înțelegerile contractuale dintre editor și librar. Dar ar fi benefic pentru că cartea ar costa la fel și pe platformele online. Da, unde... Și pe platformele online. Și așa cum am vorbit și s-a vorbit foarte mult despre educația pentru lectură, știm cu toții că mari retailer online sunt benefici pentru carte, sigur că da, dar niciodată nu o să fie niște formatori de lectură. Asta odată, pentru că ei nu cu asta se ocupă, pe când o librărie independentă sau un librar sau un bibliotecar, da, poate să formeze viitorii cititori. Asta odată și, desigur, mai, o lege ca asta ar încuraja și diversitatea editorială, pentru că vine punctul 2, mai contează și ceea ce se citește. Acum nu încerc să fiu cât de diplomată pot, dar dacă se citesc doar bestselleruri și nu acordăm atenție și cărților de nișă și altor segmente, cărțile fac parte din alte segmente, tot la educație vom avea o problemă, pentru că e foarte important să existe și ghiz în lecturile copiilor și, sigur, editorii și librarii sunt niște ghizi. Dar toate astea ar trebui să se întâmple într-un cadru legislativ care să-i ajute. Iar la noi în țară lipsește cu desăvârșire acest cadru legislativ și administrativ, cum ați mai spus, și subvențiile lipsesc, că sunt pentru lectură, pentru profesori, pentru biblioteci. Noi nu avem cadru și contextul creat care să ajute cartea. Raluca? E o secundă. Foarte scurt. Vreau să spun că de ani de zile încercăm dinspre AER să obținem o lege a cărții. Asta e deja o discuție pentru noi de 20, de nu cumva 30 de ani. Nevoia de a funcționa după o lege a cărții care ar avea ca subcapitole, inclusiv capitole care să reglementeze lucrurile spuse acum, și de asemenea ar fi nevoie, e din nou un adevăr pe care îl tot spunem, România nu formează oameni pentru niciuna dintre meseriile acestea. Nu există școală de librari, editurile sunt școli de redactori. Franța, că tot ne-am uitat la sora noastră mai mare, Franța pregătește inclusiv contabili, specializați în contabilitate de editură. Da. Raluca. Da, este perfectă această intervenție, pentru că eu am vrut să preiau de la Oana, spunând că în acest weekend de deschidere Timișoara 2023, în librărie a fost adus de responsabilul de relații internaționale de la Centrul de Proiecte, François de Coste, care este vicepreședintei chargé de cultură dintr-o regiune din Franța, care este primar, și a venit să viziteze librăria. Prima lui întrebare, când ne-am cunoscut, când am dat mâna, a fost: dar voi aveți prețuri încălcați în România? Și am zis nu. Și după aceea am discutat cu el exact despre importanța acestui preț, dar nu vreau să mai repet ce a spus Oana, vreau să preiau partea de educație. Pentru că eu am terminat un liceu pedagogic, eu cred foarte mult în acest rol al librarului care educă spre lectură, librarului care este prezent, librarul care este acest filtru în fața clienților care intră în librărie și face ceea ce se numește hand-selling books. Și aș spune că cred că e foarte important, sunt foarte importante aceste școli pe care noi nu le avem în țară, care să ne formeze pe noi. Eu simt după 7 ani de librărie că în continuare am nevoie de formare. În continuare vreau să fiu conectată la ceea ce se întâmplă. Nu doar că nu avem școli care să ne formeze pentru librărie sau pentru editură în mod special, dar nu avem școli care să te ajute sau cursuri să comunici ceea ce se întâmplă la nivel cultural. Comunicare culturală, PR cultural, dacă vreți să spunem. Noi le învățăm pe astea din mers,
uitându-ne la ceea ce fac cei din afară și încercăm să aplicăm ce se întâmplă la noi. Dar nu avem unde să ne formăm ca să comunicăm un eveniment cultural cum trebuie, să comunicăm o carte cum ar merita ea comunicată. Și da, țin foarte mult la rolul acesta de educație. Cred că una din marile probleme ale pieței de carte pleacă de la educație. De la faptul că nu ne putem forma și de la faptul că școala este tratată cum este tratată. Acum eu sunt puțin și supărată pentru că am citit vor să se desfințe, este un proiect de lege prin care se propune desfințarea secțiilor pedagogice și mă întreb, într-o țară care tratează educația la modul la care, la care este tratată, cu toate aceste schimbări, copiii confuzi, unde, ce se va întâmpla mai departe cu copiii, ce se va întâmpla cu formatorii, cu profesorii, învățătorii, librarii, editorii, ce se va alege de noi până la urmă dacă noi schimbăm constant și nu construim pe termen lung ceva care să de care să beneficieze, să beneficiem nu doar noi, ci foarte multe generații după noi, desigur, ceva care se schimbe constant, nu definitiv, ci upgradat la nevoile societății. Foarte supărate din punctul acesta de vedere. Și cred că trebuie o comunicare mai strânsă între educație, între Ministerul Educației și Ministerul Culturii, ca să creștem cititori și oameni implicați în viața culturală și socială a țării. Deocamdată și Ministerul Educației și Ministerul Culturii au refuzat, e poate mult spus, dar au ignorat, mulțumesc. Asta vreau invitația să știu, încă n-ați primit nicio reacție de la autorități. Adică am fost felicitați pentru inițiativă, dar invitația de... La discuție. N-a avut și o urmare. Vor mai fi niște sesiuni de discuții. Sigur, da. Dar adevărul este că problema pare așa de complicată și din toate unghiurile trebuie privită, încât nu se poate rezolva decât venind la oaltă Ministerul Culturii, Ministerul Educației și autoritățile locale. Știți, după lansarea pactului au fost reacții și din categoria, păi, bun, dacă din nou vă faceți iluzia că președintele, că ministerul, că ministrul vor face ceva, e limpede, nu se va întâmpla nimic. Bun, și atunci ce facem? Că totuși noi nu putem să ne substituim statului. Noi putem să îi ieșim în întâmpinare. Putem să asumăm încă niște meserii pe lângă meseriile noastre, dar decizia și controlul infrastructurii, macro-infrastructurii, totuși rămâne... Asta e un punct important, da. Pentru că chiar la nivel legislativ statul ar trebui să sprijine și să faciliteze cumva accesul și puterea ONG-urilor sau asociațiilor care au ca misiune promovarea educației, promovarea culturii scrise, promovarea tuturor acestor fenomene. Ori lucrul acesta nu se întâmplă. E o nebunie, pentru că eu am legături în mediul privat ONG-iști care încearcă să facă lucruri, să facă biblioteci, să facă donații, să acceseze fonduri pentru a face lucruri. E o nebunie la nivel de birocrație. Trebuie să fii absolut teribil de încăpățânat și să îți riști timpul, fondurile, cariera pe care trebuie să o ai în paralel ca să faci niște lucruri. Ori e imposibil să lucrezi în mediul acesta astfel încât să existe niște rezultate. Și mă gândeam și la propunerea doamnei Bodea, întâlnirile cu scriitorii, pe care, da, foarte mult... Care se fac într-un fel sau altul. Se fac într-un fel sau altul. Dar câte din întâlniri de felul acesta poate face o instituție privată? În ce colțul din România ajunge? De ce nu am putea să avem un astfel de program național? De ce să nu avem 2-3 zile pe an în care în toate liceele și în toate școlile generale să existe întâlniri cu scriitorii? Sunt lucruri care ni se par inimaginabile pentru că ele nu există, dar pe de altă parte sunt de o normalitate cutremurătoare și nu presupun un efort uriaș din partea statului. În Franța există, deschid o paranteză, oameni care merg să citească, 20.000 de voluntari, iar fondurile care se dau sunt pentru această organizație care practic gestionează procesul și deplasarea și prezența acestor 20.000 de voluntari la nivelul țării
care se duc și citesc cu copiii sau, bun, cu zonele defavorizate. Adică ei nu sunt plătiți, dar totuși niște fonduri și chiar și sponsorizări trebuie să existe pentru ca sistemul să funcționeze, să nu fie totul așa de disipat. O întrebare aș vrea, doamna Colfescu, v-am văzut în poză în septembrie 2022 la întâlnirea cu prim-ministru, care era legată tot de promovarea cărții și a lecturii. Și atunci s-a dat un comunicat de presă și s-a spus ce? Că îi promovăm pe autorii români foarte frumos și că o să fie programul Un copil o carte. Este o promisiune pe care o avem de foarte multă vreme și care ni se face în cuvinte ușor schimbate, ritmic. În această țară, din păcate, nici măcar o lege care este lege nu se respectă. Există o lege care obligă ca orice pachet de cărți expediat prin poștă să aibă taxele reduse la jumătate. Legea aceasta există, ea este în funcție. Ea nu este abrogată, dar ea nu se respectă. Și punctul ăsta, de fapt, se referă la respectarea legii, susținerea livrărilor de carte? E lege, deci. O lege nu se respectă. Ce să mai cerem noi? Noi ne facem datoria și cerem. Ne facem datoria și semnalăm. Nu se poate spune că oamenii din Braslă n-au semnalat disfuncții și necesități. Dar aceste disfuncții și necesități sunt luate în vedere, ni se fac diverse promisiuni, după care aceste promisiuni sunt uitate și chiar dacă ajungem la o lege, doamna Bodea spunea de legea cărții. Legea cărții se discută de decenii. De decenii. Da. De decenii. Și nu există niciun fel de interes al autorităților. Sigur, cartea nu este războiul din Ucraina. Sigur, cartea nu este eradicarea sărăciei, deși contribuie. Deși ne-a explicat mai devreme domnul Iliescu că, de fapt, ne costă mult faptul că nu citim. Enorm. Pentru o țară, o populație educată și care știe să citească și citește, este un tezaur național. O populație care nu citește, care nu este educată, care nu are abilități de inserare în piața muncii, în viață, este o povară. Această populație trebuie întotdeauna subvenționată de stat, ceea ce se întâmplă la noi. Este o povară imensă pentru că un număr mai mic de oameni care au abilități de a crea valoare trebuie să susțină toată această masă de oameni care așteaptă ajutor de la stat. Ori statul suntem noi toți. Sau care el nu poate are să aibă alte viață, venituri decât bună, ceea ce decentă. Dăm noi. Deci o parte dintre oameni contribuie la masa de venituri a statului care se împarte la toată lumea. Nu după necesități, pentru că necesitățile sunt mari. Iescu, vorbeam de antecedente mai devreme. Cum am ajuns aici și ce am putea să facem pentru noile generații? Da, sunt mai multe lucruri pe care le zic de obicei când mi se pune acest tip de întrebare. În primul rând că nu am ajuns dintr-o dată aici. Adică nu e ca și cum în 2021 sau 2022 eram ok, eram perfecți, toată lumea citea și dintr-o dată acum suntem în altă ipostază. Cum se zice în engleză, the slippery slope. Ușor am alunecat în direcția asta timp de 30 de ani, sau poate mai mult, că nici înainte de Revoluție lucrurile nu erau radical altfel. Da? Adică aveai în continuare și atunci aveai un strat masiv din populație care nu citea și atunci, adică aveam probleme noastre și atunci. Dar ok, merge din rău în mai rău, dar ideea e că n-am ajuns dintr-o dată aici și de vreme ce n-am ajuns dintr-o dată aici, nici rezolvarea nu poate fi dintr-o dată. Adică orice lucru am face noi va dura până când rezolvăm. Parte din această idee este și faptul că nu doar... Sigur, România are un procent de lipsă de literație, de lipsă de alfabetizare funcțională teribil, da? 43-46%, aproape jumătate. Da?
Ok. Nu e ca și cum alte țări din Europa nu ar avea. Adică media europeană e undeva la 20-21%. Adică nu e ca și cum în alte părți e zero și la noi e teribil de mare. Deci problema e serioasă, am ajuns în timp aici și alții au mers în direcția aia, ca să o rezolvăm o să dureze, da? Dar cum s-a ajuns aici? Da? Înțeleg, s-a ajuns cu pași mărunți și o să dureze tot așa pași mărunți și ceva, câteva zeci de ani probabil ca să o rezolvăm. Dar cum s-a ajuns? Și ce arată studiile, și studiile noastre și alte studii care se întâmplă în alte țări, dar pentru prima dată avem astfel de studii și în România acum, este că e foarte dificil, dacă nu chiar imposibil, să iei elevi de 14-15 ani sau tineri adulți la 18-20 de ani care nu citesc și n-au citit și n-au dobândit acest obicei și să-i faci să-l dobândească, să-i motivezi. Când zic să-i faci, pare cumva coercitiv. Da? Să-i motivezi, da? Să le dai cumva drag de lectură. E prea târziu, e o cauză pierdută, poate că îi recuperez pe unii dintre ei cu unele din gesturile pe care am auzit că le faceți și pe care le văd și la care uneori particip, da? Dar nu rezolvi. Ca să vă dau o idee despre numere, la o populație școlară de 2 milioane, 40% înseamnă 800 de mii. Da? Ăsta e și unul din motivele pentru care cred că oricât de multe lucruri ar face editurile, e o picătură pe o piatră încinsă. Aici intervine de fapt vocația statului și cred cu visceral cumva în faptul că doar statul poate să rezolve asta, fiindcă e o problemă de scalabilitate, n-ai cum să scalezi intervenția altfel. Da. Bun, deci e prea târziu când la 14-15 ani sau la 20 de ani vrei să rezolvi problema. Obiceiul pentru lectură e un obicei în care crești, în care te socializezi și ce arată studiile noastre este că variabile importante care prezic faptul că elevul va fi literat, va fi alfabetizat funcțional și va citi, va petrece ore pe săptămână, nu zicem neapărat pe zi, dar pe săptămână, măcar cu cartea în mână, sunt toate variabile țin de literația timpurie. Da? Deci țin de felul în care îți creezi o relație cu cartea înainte să intri în școală și în primii ani de școală, clasele 1-4, da, educație primară. Și vorbim aici de chestiuni care țin de contextul familial, cât de multe cărți sunt în casă. Da? E o întrebare foarte simplă. Cât de multe cărți sunt, da. Ești înconjurat de cărți sau de mileuri cu nu știu, Bibeloc, cu pescarul ăla chinez, mai știu eu ce. Da, ce ai de fapt în jurul tău? Da? Părinții ți-au citit, îți citesc cât de multe ore pe săptămână îți citeau părinții înainte ca tu să fii capabil să citești de unul singur. Că probabil înainte de puțin copii știu să citească înainte să intre în școală. Da. Li s-a citit înainte sau nu? Da. Etic. Deci sunt astfel de întrebări pe care le pui de obicei și sunt teribil de importante. Iar variabila care pune capac tuturor este faptul că cel mai bun predictor al literației, al alfabetizării elevilor este alfabetizarea părinților. Da? Părinți analfabeți funcționali au în cea mai mare parte copii analfabeți funcționali. Și asta ne arată de fapt că problema nu are cum să fie rezolvată altfel decât în cel mai bun caz într-o generație. Adică dacă vrei să rezolvi problema, tu o asanezi, mai pilești pe la colțuri, dar rezolvarea problemei, de vreme ce o parte din problemă îți vine din faptul că e o generație de părinți analfabeți funcționali. Da? Ei vor avea copii care cu tot efortul școlii nu vor ajunge la acel tip de relație intimă câteodată pe care o ai cu cartea. Adică e parte din viața ta, e parte din... Da, nu e doar entertainment, e entertainment și educație și toate la un loc, nu știu. Da? Pot, ar trebui ca în mediul medical să se facă un efort ca părinților proaspeți să li se transmită informația că privirea bebelușului care nu vorbește direct în ochi cât mai multă vreme contribuie la dezvoltarea celulelor creierului și că citirea unei povești, chiar dacă bebelușul încă nu vorbește, chiar dacă este un copil de un an și două luni, citirea unei povești îl ajută pe acel copil să-și dezvolte creierul. Neuronii se înmulțesc. Săracii mei, automat. Da, și copilul devine nu numai mai deștept, dar și mai obișnuit cu ideea lecturii, ceea ce îl ajută din nou să devină mai deștept. E un bulgăre de zăpadă. Dar el trebuie să pornească de undeva și acel undeva este vârsta
copilăriei mici. Aici ar trebui să intervină acea campanie pe care din nou o cerem de mult. La fel cum se aude pe cu faceți posturi. Mișcare fiecare zi? Nu, la alta mă gândesc. Este o campanie, consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Da, e puternic asociat cu probleme de sănătate mentală la vârsta adultă. Așa ar trebui să arate acest mesaj. Iată, propun televiziunii române. Și să preia acest tuturor mesaj. Televiziunilor și nu. Sau dacă nu, măcar acum și noi aici ar fi trebuit să avem de fapt niște cărți pe mese. În timpul jurnalului, la știri, să punem să existe un teanc de cărți, ceva care sigur să nu facă reclamă, că știu, nu avem voie să facem reclamă editurilor, autorilor, etc. Dar mă gândesc la filmele americane, pe care sigur că le bombănim. Dar cred că vorbesc de filmele pentru masele largi privitoare la televizor sau, mă rog, la cinema. Cred că 7 din 10 filme au la moment dat această scenă. El sau ea, înainte de a dormi, citește. Cartea există în filme. Iată, propun regizorilor români ca în locul faimoasei scene cu ciorba să existe scenă cu cartea. Eu aș vrea să văd scene dintre astea în reclame, adică când e vreo familie și nu știu ce se face și mănâncă nu știu ce dulce sau nu știu ce gătesc, să se vadă că înainte au lăsat cartea sau aș vrea să văd promourile astea la televiziune, să nu mai văd numai doamne cu decolteuri, nu știu, la promo de publicitate sau în rochii frumoase. Aș vrea să văd gesturile astea. Bun, ar fi bine mai întâi, doar ce să nu le mai vedem pe suprafețe de sute de metri pătrați, făcând reclamă la firme de pariuri, case de jocuri. Bun, asta, da. Bucureștiul deci, e un casino. Da, inclusiv aceste generice de să aibă gesturile firești, un om care se așează sau un om care și citește o carte sau un om care e în tren și citește o carte. Bun, dar se pot asta face. Asta e altă discuție, exact. Eu cred că noi suntem de acord că cititul e o construcție, că nu se poate peste noapte îmblânzi acest obicei brusc la o zi anume, oamenii se așează, deschid o carte și încep să citească. E un proces, e un antrenament ca pentru sală, ca pentru orice, cu greutăți mai mici, cu greutăți mai mari. O iei treptat pentru că nu poate nimeni să devină cititor de cursă lungă de pe o zi pe alta. Dar dacă toți acești factori puși cap la cap ar funcționa, probabil că am avea mai mulți cititori, pentru că așa cum e în momentul ăsta gândit în întregime sistemul de învățământ, noi nu ne propunem să avem cititori de cursă lungă. Noi vrem ca elevii să facă performanță în diverse domenii, dar nu-și pune nimeni problema să ia că, note de fapt, bune, de fapt. Da, și dar chiar să facă performanță, ceea ce se poate, doar că în lipsa lecturii noi vom ajunge să nu putem credita un bun profesionist care poate fi medic sau avocat, pentru că nu vom avea încredere în discursul lui. Ceea ce, de fapt, ne duce la o problemă mult mai subtilă. Nu poți fi lider, nu poți fi foarte bun în meseria ta, dacă nu poți să vorbești despre ce faci și despre tine. Pentru că, de ce citim, de fapt? Că, iarăși, vorbim foarte abstract. Citim și ca să putem vorbi despre noi înșine, pentru că lectura nu e în afara noastră. Literatura nu e, e și despre noi. Dacă rămâne doar o materie pentru care trebuie să te pregătești ca să iei niște note bune,
Nu, nu ajungem nicăieri. Dacă rămâi la momentele subiectului în Sobieschi și românii... Exact. Aici e și o problemă de model, care mi se pare foarte, foarte importantă. Atâta vreme cât cultura este marginalizată, este scoasă din spațiul public, nu mai este relevantă, se întâmplă ceva foarte riscant, pentru că ea începe să fie asociată cu un mediu pe cale de dispariție. E văzută ca apanajul unei elite decadente, care inevitabil va trebui să moară. Și dacă lucrurile vor rămâne așa, va și muri. Apropo de ce spuneați, nu contest, pentru că nu am datele necesare. Însă sunt sigur, pentru că am verificat din experiență, că există și excepții. Eu, de exemplu, provin dintr-un mediu format majoritar din copii de țărani, de muncitori, care nu aveau foarte multe cărți în casă. Marea majoritate a acestor copii și-au depășit mediul, și-au depășit condiția, pentru că au urmat un model. Modele pe care vedem că încet, încet nu le mai avem, încep să dispară. Și cred că pericolul vine și din zona aceasta. Da. Dacă pot să dau o replică aici. Indubitabil. Ce ți arată statistica, sigur, ți arată trenduri. Nu ți arată niciodată excepțiile, nici cele pozitive, nici cele negative. Asta e în firea lucrurilor. Le aduce pe toate la medie și ți arată... Și ce spune o statistică de genul este că, de genul acesta, e că dacă nu facem nimic, aia e direcția în care mergem. Da? Dar avem atât excepții individuale, știm de oameni care provin din mediul rural, de exemplu, sau, da? Și nu aveau nicio carte în casă și părinții nu aveau foarte multă educație și sunt probabil unii dintre ei somități ale României la momentul ăsta. Dar avem și exemple societale. Da? Disrupția teribilă pe care a produs-o Spiru Haret cu consecutivele lui reforme în educație, adică de fapt care a fost tâlcul întregii reforme a lui Spiru Haret, a dus educația la țară. El a plecat de la 5% populație alfabetizată, dacă știu eu corect cifra. Și a dus educația la țară și ai apoi, când ai 15 ani mai târziu, 20 de ani mai târziu, explozia de intelectuali din interbelică, jumătate de ei din copii de țărani, care nu ar fi avut altfel ocazia asta. Dar ai avut acel moment de disrupție. Da? Ce spun aceste statistici, în primul rând, confundă, mă rog, ocluzează cumva, nu știu, ascund extremele și, B, în al doilea rând, dacă nu faci nimic, aia e direcția în care mergi. Dar evident că poți să faci oricând ceva. Da? Un disruptor, nu știu, un om providențial precum Spiru Haret, e, nu știu dacă e rezonabil să-l așteptăm. Ce e esențial de spus este că lui Spiru Haret i-a reușit reforma în bună măsură pentru că a impus învățătorul ca au o autoritate. Da. I-a dat valoare. L-a valorizat. Ori, care este actualmente privirea publică îndreptată înspre învățători, profesori? Profesori. Da. Adică nu mai există autoritatea profesorului, care era un zeu în interbelic. Eu știu oameni care au făcut liceul Sava, unde erau profesori care erau literalmente niște somități. De altfel, Șerban Cioculescu a devenit cine a devenit, fiind mai întâi profesor de franceză la liceul Sava. Și ori, autoritatea lor era imensă, nu se crâcnea în fața profesorului. În zilele noastre, încă un pic și o să înceapă elevii să bată profesorii. Au de ce? Păi da, dar există în același timp și profesori. Da, dar luptă mult și nu sunt ajutați. Și au devenit, prin munca asta a lor ireproșabilă, au devenit vedete naționale. Mă refer de pildă la soții Munteanu de la Iași. Pentru că sunt niște profesori Dar sunt devotați, și unii care sunt mai puțin și în București, iarăși, Mitrița Stoica, Ivona Munteanu, care animă un club de lectură. Un al doilea gând din categoria vise, dar poate că nu utopii al nostru în aer, e și acela de a reuși cumva, dar avem din nou nevoie de sprijin, pentru că AER înseamnă un director executiv, Mihai Mitrică, care are sau nu parte de încă un ajutor, membrii bordului care au sau nu
și timp pentru toate aceste alte lucruri. Oricum, noi suntem benevoli acolo, nu avem o plată pentru timpul respectiv. Ar fi nevoie de o fundație pentru lectură, cum de exemplu are Germania, care să pună la punct o bază de date, un fel de bursa binelui în această direcție. Și atunci, sigur că să centralizeze exact, toate aceste o centralizare, lucruri, da. O cartografiere a României, în așa fel încât între ei soții Munteanu de la Iași, Dumitrița de la București, cineva de la Timișoara, să poată schimba, nu știu, idei, propuneri. Altfel ar sta lucrurile. Eu am văzut că punctul ăsta, Campania Națională de Promovare a Cititului susținută de stat, a stârnit cele mai multe reacții, o avalanșă, nu, pe Facebook de propuneri, unele mai fanteziste, unele mai rezonabile. Și domnul Iliescu ne-a explicat înainte cât de important e să începi cititul de la vârsta foarte mică sau să ți se citească, pentru că am văzut și propunerile astea cu tot felul de vedete, influenceri care să vină sau personaje care să, nu știu, eu mă întrebam, mi-am pus problema asta, plăcerea cititului, nu ți-o poate da nimeni din afară, e un gest pe care îl deprinzi, nu știu, cum ar trebui să arate această baza campanie? Baza educației este imitația. Bun. Una dintre constantele educației este această bază. Copilul imită instinctiv pe un om pe care îl admiră, pe părinte, pe cineva din exterior, pentru că altfel ajungem, se și neglijează forța de platformă de socializare a lecturii, pentru că altfel ajungem, cum s-a ajuns pe Facebook, foarte mulți oameni nu au altă posibilitate să posteze ceva, deși ei își doresc din toată inima să se manifeste în acest spațiu, dar postează ceșcuțe de cafea, mici urări, nu-i duce mintea la altceva care să intereseze pe semenii lor. Ei vor să comunice. Această inabilitate de comunicare a atâtor oameni, pentru că e o inabilitate, este datorată lipsei de substanță din creierul lor pe care să se poată baza pentru a-și cointeresa semenii într-o direcție oarecare. Ei doresc asta. A se ajunge la o sărăcire formidabilă. Și iată că... Deci să se facă, până la urmă, cu vedete? Sunt modele care pot... Să știți că ar fi valabil. Ar fi valabil. Ar fi valabil. Eu nu cred că funcționează. Și vorbesc asta din pantofii cuiva care a lucrat cu peste 3.000 de copii în ultimii 6 ani într-un proiect incubatorul de lectură pe care l-am făcut cu Svetlana Cârstean și în care ne-am propus fix asta, să fim ghizi de lectură, literatură nu pentru copii, ci literatură în general, de la Kafka la Chekhov și mai ales literatură contemporană, pentru că e foarte greu să-i spui unui copil citește. El te va întreba ce și mai ales de ce. Pentru că el știe, se uită în jur și vede că oamenii pot trăi foarte ușor și fără să citească și unul la apropo de modele... Asta trebuie să vadă, că oamenii nu trăiesc fără. Pentru ei sunt aspiraționali la un anumit nivel și atunci e foarte greu să le explici, dar de fapt explicațiile nu funcționează pentru că rămân în afara lor. Ideea trebuie e să le arăți. Și să le arăți e o muncă de mare intimitate și de mare responsabilitate, pentru că e o discuție, e o călătorie, car niște bagaje, exact ca șerpașii, deselenești drumul, dar merită, pentru că îi vezi pe copiii ăia că se schimbă sub ochii tăi, pentru că relația cu limbajul e ceva foarte prețios, pentru că nu trebuie să devină toți scriitori, că nu ăsta e
Nu ăsta a fost scopul nici al meu, nici al de Tânăi Cristian, să scoatem scriitori din povestea asta. Deși asta ne dorim, nu? Că am mai invocat cred harta că e vorba domnului Vișniec, suntem deja destui și actori și scriitori. Problema e ce facem mai departe și de asta cred că în momentul ăsta ce înseamnă educație alternativă, inclusiv educație la nivelul ăsta de lectură, suntem cam pe compropriu, pentru că există insule și eforturi nenumărate de oameni care fac asta, exact din timpul lor, cu bani de acasă, de multe ori, de fapt de cele mai multe ori. Sau cu programele AFCN, care presupun oricum exact. Muncă birocratică. Dar care, repet, ești cumva pe compropriu, adică nu avem o politică de stat în acest domeniu. Înapoi la întrebarea ta, dacă merită să lucrezi cu vedete pentru a da semnalul ăsta, eu cred că nu are ce să strice. Adică, dacă de asta ai nevoie, sigur că hai să o facem. Întrebarea pe care ți-o pui este care sunt resursele pe care le pui acolo, fiindcă întotdeauna resursele sunt limitate. E un lucru pe care l-am trăit de atât de ori pe pielea mea când am lucrat, nu neapărat în politici publice, dar în intervenții de diverse feluri. Resursele sunt limitate întotdeauna. Atunci, întrebarea pe care o pui întotdeauna este cât te costă intervenția A, cât te costă intervenția B, care sunt costurile celor alternativelor posibile și care sunt potențialele câștiguri care îți vin din alternativele diferite. Adică, poate să strice? Nu. Cu siguranță că nu. Da? Avem intervenții mai... Da. Da, e ca apa sfințită. Nu? Nu face bine, nu face rău. Cred că ar putea să facă bine, dar De câte fonduri ar fi nevoie pentru asta? Sau cum ar arăta campania care ar presupune vedete și suficient de mult spațiu de emisie încât să le vezi pe vedetele respective vorbind despre carte și poți să investești banii respectiv mai rațional în ceva ce ți-ar putea aduce mai mult câștig? Dacă da, adică cred că mai degrabă așa ar trebui judecat. Dar altfel, doar pusă pe masă ideea asta, mie din potrivă îmi place. Fiindcă abia discutasem înainte că de fapt ținta, da, audiența pentru astfel de campanie sunt cei mai tineri, mult mai mici, mai de vârstă mai fragedă, dacă vreți. Da? Și pentru ei, modelele de genul ăsta sunt importante. Să faci lectura cool poate fi o soluție. Da. Doar că s-ar putea să ajungem să ne pozăm pe Instagram cu o carte și să nu o deschidem niciodată. Da. Adică da. Există întotdeauna... Exact. Da, adică perverse poți oricând da, evident. Da. Dar asta zic, lectura de fapt înseamnă poate fi cool dacă ajungi să conștientizezi că dacă nu citești nu poți să scrii corect, dacă nu citești va veni tot timpul cineva și va zice nu te cred pentru că uite. Dar ei nu conștientizează. Asta spun, da. Pentru că de ei fapt pot fi doar fascinați de da. Cărți sau da. E foarte bună o inițiativă care se întâmplă oare la Focșani, acel, nu știu, concurs de book trailere desfășurat în licee. Da. Și copiii clar citesc pe ruptelea și cu plăcere ca să poată să propună un clip publicitar acest book trailer. Dar eu aș vrea să mă întorc la vedeta despre care am vorbit un pic mai devreme și la care ne-am întors în mod repetat, și anume statul român. Spun apăsat din nou că există o diferență față de anii din urmă când ne-am tot adresat statului român și așa cum spunea doamna Colfescu, am colecționat un număr divers colorat în funcție de coloratura partidului de promisiuni. De data aceasta, la rândul nostru am făcut o promisiune în public atunci când am lansat pactul, anume că vom monitoriza, măcar atât, noi vom monitoriza aceste promisiuni și vom întreba unde mai e mersul lucrurilor pe fiecare promisiune făcută, asta cu atât mai mult cu cât intrăm în anul viitor într-un an electoral foarte interesant și vor curge promisiunile, sunt convinsă, iar monitorizarea lor s-ar putea să conteze, zic eu.
oricum, e mai mult decât nimic. Da. Și atunci, acum că suntem pe ultimele minute, cu ce să începem? Să începem cu legea cărții? Să începem cu fundația care centralizează, nu știu, inițiativele din teritoriu? Cum să facem? Oricare dintre acele măsuri este foarte ușor de pus în practică. Voucherul, de exemplu, a funcționat. Deci acolo există și metodologia. Nu trebuie inventat nimic. Trebuie doar reluat, pentru că există deja exact, un mecanism. Deci acolo există mecanismul, e pus la punct. Taxele poștale. Taxele poștale, la fel. Acolo respectarea, pentru cine? Amenzi pentru curierați, pentru firme, dacă nu le acolo respectă? Acolo cred că trebuie pur și simplu rezolvată metodologia și dat semnalul. Deci e o lege care nici măcar nu s-a aplicat vreodată? Sau cum? Din câte știu, nici nu s-a aplicat vreodată. Achizițiile către biblioteci. Deci e nevoie de un semnal de dat. De mâine respectați legea, ceea ce înseamnă... Păi, fonduri sigur. La Ministerul Educației, nu bibliotecile școlare... Da. Noi știm ce buget are Ministerul Educației, mic. De al culturii acord. Și mai mic. Exact. Dar asta nu pentru că în România nu sunt bani. Noi suntem, mă rog, societatea e ținută prizonieră în acest mit, că nu sunt bani. Sunt o grămadă de bani, dar care se risipesc ca la îndala. Pe borduri, pe panseluțe. Apropo de Franța, am o prietenă scriitoare și ea și ea tot timpul e plecată prin licee, prin toată Franța, cu ateliere, dar e parte din jobul de scriitor, plătit de Ministerul Culturii, evident, adică nu e că scrii și mai ai un job pe lângă tot cumva neplătit. Adică aceste reglementări chiar funcționează. Adică niciodată elevii cu care acest scriitor, și nu face doar ea, adică e pur și simplu acest obicei, această cutumă, că nu e suficient să scrii cărți pentru copii și adolescenți, ci ai și aceste întâlniri care fac parte din programul tău. Da. Pentru că înseamnă o dezbatere de altfel, înseamnă o interacțiune care îți va rămâne altfel în minte față de interacțiunea cu profesorul, care poate să fie oricât de deschis și un scriitor îți va vorbi altfel despre literatură și vei înțelege altfel mecanismele, plus că dezbaterile acestea în care copiii pot pune întrebări, de ce alegi să faci un personaj într-un fel, de ce n-ai făcut, adică toată dezbaterea asta care înseamnă spirit critic, înseamnă deschidere, dialog, e iarăși un pachet chiar mai mult de atâta. E atunci când îl auzi pe arhitect vorbind despre podul pe care l-a exact. Construit sau artistul, nu știu, muzicianul care e patima aia a creatorului care vorbește despre ce a făcut el, despre ce a născut el acolo. Da, e dincolo. Exact acolo mă duceam. Dar e imposibil să nu te ciupească. De fapt, e vorba despre un fel de înțelegere a textului altfel, evident, adică iar toate lucrurile astea se contabilizează pe termen lung, că tot vorbeam de biblioteca, bibliotecarul, cartea pe care ți-o poți cumpăra singur pentru că ai o subvenție, faptul că profesorul tău poate să discute cu tine și despre alt gen de literatură pe care o citești de plăcere. Pentru că noi am eliminat, de fapt, și această noțiune esențială din actul cititului, care înseamnă plăcerea. Obligativitatea va omorâ orice demers de felul ăsta. Așa încât avem atât de multe lucruri de rezolvat, încât e important să începem de undeva. Vorba Lidiei Boda, cred că de oriunde am începe,
E foarte bine. Vă mulțumesc mult pentru discuția asta. S-a dus timpul nostru, din am păcate. Zis că e mult. E mult. Dar e cu... va urma. E un pas. E cu va urma, pentru că așteptăm și alte reacții. Vă mulțumesc și vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Numai bine.